Personal, cred că ne trebuie să ne verticalizăm puțin coroana, să nu mai stăm în genunchi. Și acum pe problemele pentru care am fost cooptat. Și ce elemente? Mie mi-a dat 3 minute spre desibire, dar te glumitorii care au 2, eu am 5. Primul, armata și de fapt toate structurile din sistemul de apărare, siguranță, ordine publică, trebuie să-și revină la demnitatea lor. Suntem batjocoriți în continuu de ani de zile. Nu se poate așa ceva, e inadmisibil. Și aici mă refer și la activ și în rezervă. Problema e că mare parte din popor nu înțelege sistemul și manipulat. Suntem la fel de buni sau răi ca tot poporul nostru, că de acolo ne tragem. Principalul este că trebuie să ne revenim. 2. Industria națională de apărare. Tot sistemul spune că de ce luăm de la ala, de la ala. Pentru că de la noi nu putem, că nu se ridică la nivel. De ce n-am putut? Pentru că e condusă de incompetențe. Prin urmare, trebuie să punem oamenii potriviți la locul potrivit. Din orice contract care îl face România, indiferent despre ce categorie de echipament discutăm, noi trebuie să avem bucățica noastră care să producă aici, că trebuie să mănânce și copiii noștri, nu numai lor. Dar trebuie să recunoaștem, să ne privim și să vedem unde am ajuns. 3. Apărarea țării. Pe apărarea țării, primul și primul rând, e a noastră, doamnelor și domnilor. Clar că suntem în NATO și nu e. Foarte bine, din punctul meu de vedere, este cea mai bună decizie care a luat-o clasa politică românească din 90, cu anume că după aia am rămas doar cu deciziile astea și nu prea am mai făcut nimic. Da, dar numai că inclusiv în articolul 3 al organizației spune țările sunt responsabile de propriul sistem și propria pregătire pentru apărarea țării. Nu înseamnă, domnule, că începe niciun război, trebuie să ne pregătim. Sunt ajuns acum 1000 de ani. O armată nu se construiește ca să câștigi un război, ci mai degrabă ca să-l previi. 4. Depolitizarea instituțiilor la care mă refer. Pe vremea când am crescut eu, era suficient să muncești, să-ți asumi responsabilități, să ai curaj, să-ți dea Dumnezeu puțin noroc să ne ai necazuri și dacă de rezultate erai promovat. Acum mai mult ai nevoie de vreo 7-8 telefoane. Nu e bine. Nu e bine. Noi trebuie să fim apolitici, trebuie să fim mai țării, domnule. Armata trebuie să fie și ceilalți trebuie să servim țara și poporul ăsta. Punct. Și ultima, ceea ce s-a întâmplat în țară ultimii 30 de ani s-a întâmplat pentru că n-a știut să răspunde mecanismul războiului hibrid. Multă lume spune că asta e armatic. Nu e adevărat. Războiul hibrid se desfășoară când a fost lume, numai că noi suntem noi. Numai că de 30 de ani încoa noi am pierdut tot din cauza mecanismului războiului hibrid, că n-am fost în război. Am pierdut industrii fundamentale, am pierdut păduri, am pierdut de toate. Credibilitatea în armată acum e sub nivelul mării. Cum de la 82% cu 10 ani am ajuns acum? Să vezi săracii din serici o să tragă după scandalul care e și așa mai departe. Astea sunt toate mecanismele ale războiului hibrid care influențează încrederea în președinte, încrederea în senat, încrederea în guvern. Toate sunt la minim. De ce? Că nu știm să răspundem.